Mă bucur tare de seara aceasta. Este o seară în Duhul cum am prins-o noi când eram copii. În liniște, în pace, cântare, fără zângănet. Știți, merg uneori cântările cântate la orgă sau... Dar cea mai frumoasă adunare este atunci când cântă fiecare cu sufletul și cu inima, cu toată ființa lui, cântă Domnului. Și adunări în pace, așa cum erau, cum spunea Părintele, pe care le-am prins noi și care erau pline, pline de... Dar noi mai mult suntem în biserică. Suntem în biserică, și este o atmosferă atât de frumoasă. Și ne amintim cu atâta dragoste de părinții noștri, de cei care... Mă gândeam chiar înainte de a spune Părintele exact la frații aceștia care au fost înaintea noastră. Și care erau cu un suflet atât de cald și atât de... aveau o putere extraordinară. Ca și copii, noi îi simțeam pe ei ca niște forțe, așa, care ceea ce spuneau ei era cu tot adevărat. Mă iertui că noi vorbeam de fratele Traian, de fratele Ioan Marini, de fratele auzeam, dar eram copiii, nu au venit unii mai târziu la plănăță. Și noi imaginam pe ei, frații noștri, imaginam, vedeam cu frații noștri, frații noștri erau bani sărani. Și erau băgați în bluzoane, de doc sau cum e, de motor. Și imaginea pe fratele un copil, ca copil mergea fratele... Frații Băruțe. El era numai da. Montonul. Și ne ziceam tot așa plecat într-o haine de monton, cum era așa, că așa ne imaginea frații mari, așa erau lucrurile, foarte mari, dar erau foarte modest îmbrăcați. Erau haine de monton, care era cea mai ieftină stofă. Dar era cea mai ieftină stofă. Era cea mai... Și puseau femeile acasă, puseau că n-aveau mașini cu stofă, puseau cu mâna hainele. Și așa, pe fratele Traian, așa era imaginația mea. Fratele Traian, așa mergeam cu mine în haine de molton, ca toți frații, că erau mai toți frații, așa era, de molton. Da, și mulți veneau chiar desculți la adunare. Pentru că era perioada de după război. Îți dați seama după război. Ce lipsuri erau. Aici unde locuiam noi, era un tranșeu, cum se spunea, la un metru de casă. Au distrus tot. Când au venit rușii, au dat foc și la geamul și la uși. Tot. Și au trebuit să pornească din nou. Copiii, după o altă, veneau copiii. Greutăți mari, dar era o bucurie extraordinară. Întâlnirile frățești, sigur, aduceau și în sufletul copiilor. Noi eram acolo întotdeauna lângă mama, lângă tata. Mama ne învăța să cântăm. Avea o voce foarte frumoasă. Și așa erau deci adunările noastre, ale voastre, erau de o pace și de o liniște și de o bucurie extraordinară. După Revoluție, s-a strigat. După Revoluție, au început să începem foarte greu. Sau după 90. Atunci, după să zice Sfântului Tata, au venit cu idei... S-au pus accentul pe lucrurile care nu erau idei esență. Vedeți, noi trebuie să facem întotdeauna deosebire între lucrurile care sunt esențiale și să le deosebim de cele care sunt mai puțin importante. S-a pus foarte mult accent pe melodie, pe cântările noi care, știu eu, erau mai cu o melodie de aceasta, mai, știu eu, mai în duhul lumii de astăzi. Vedeți, ne uităm la biserici, vă spunem la biserici neapărat, sectele din apus, mai ales neoprotestante, care au tot felul de melodii, unele dansante chiar. Cu dans, cu tot felul de mișcări. Dorind să fie în Duhul Lumii. Vedeți? Se dorește mai ales în Biserica Catolică. Eu am crezut că câștigă lumea făcându-se ca lumea. Mai ales în Biserica Catolică este această... Să fac ca lumea treacă mai pe oameni din lume. Și ori nu ai făcut, nu ai făcut. Adică să dăm Biserica după lume.
Sau ducem la zi. Sau ducem la zi. Sau ducem biserica la zi. Sau ducem. A fost o idee în lumea catolică. Fai un ajornament după anii 60. Adică dau biserica după lume, nu dau pe oameni după biserică. Asta a vorbit de tot biserica. Și este atât de stăpânitor încât astăzi, în dorința aceasta de a da biserica după lume, trebuie să fim foarte atenți. Ne sfătuim aici. Noi nu venim ca să predicăm, să vă spunem, pentru că sunteți oameni formați deja, oameni cuminți, trecuți prin atâtea lucruri, aveți o înțelegere mult mai largă decât ceilalți. Trebuie să gândim că Biserica Catolică a pierdut, de exemplu, foarte mult dorind să dea biserica după lume. Spunea cineva, discutam, sau am găsit chiar, am citit undeva, Papa a vrut să dea un decret împotriva acestor apucături mai noi referitoare la familie. Familie, bărbați, bărbați, femei, femei și mai departe. Cine credeți că s-a împotrivit prima dată? Că nu mai este în Duhul de astăzi. Biserica nu răspunde nevoilor de astăzi. Cine credeți? Preoți, am înțeles, vreo 2000 de preoți din Germania. Din Germania, doi cardinali și-au dat demisia. Când au auzit că Papa vrea să dea un decret ca familia creștină, să fie bărbați și femeie și așa mai departe, a spus, nu este Duhul lumii de astăzi și o părăsim biserica. Vă dați seama de ce pericol mare este când dai biserica după lume. Și lumea... Facem un dialog când da. Băiatul nostru lucrează, am un doctorat în germană și lucra la Universitatea din Münster. 6 ani. Unde e cea mai mare facultate de teologie catolică din lume. 3500 de la teologie la Münster. Și cunoscând lumea catolică, pe cardinalul de acolo, a reușit să obțină pentru români o biserică. Foarte frumoasă, foarte pus la punct, de noi tot. Și s-a creat o parohie românească la Münster. Prin această biserică, cu un părinte tânăr, părintele Dumitru, băiatul meu era laicul, era căsătorit, era cântăreț, s-au mers. Și erau foarte bucuroși credincioșii de acolo că aveau o biserică. Ca cu 2-3 ani, au pus pe altarul, pe biserică, au pus steagul LGBT, steagul ăsta în curte. Și românii săraci, ce să facem aici? Asta altă e. Sunt catolici, preotul catolic. Preotul catolic a pus steagul ăla. Și românii săraci s-au văzut. Ei continuă să meargă acolo la biserică, dar îți dați peste cap. Ei n-au nicio putere să schimbe ceva, că ei nu sunt proprietari, ei sunt numai primiți acolo. Deci asta se întâmplă în lumea așa, să nu vă mirați că bisericilor sunt goale, că se închid, că se vând. Eram în Germania, ca să continui ideea părintelui. În Leipzig, într-o catedrală mare, San Petri. Și acolo era o preoteasă de acolo, doamna Esterin, soția pastorului. Ne-am cunoscut noi și o doamnă foarte evlavioasă, care ținea mult la credință, dar sigur, ea era luterană. Și intra în biserica lor, de San Petre. Evelina. Da. Doamna Evelina a murit săraca, de ziua să ierte și pe ea, o pomeni întotdeauna. A murit ortodox. A murit ortodox. Și Felicitian a fost naș. Dar să vedeți. Acolo inima având, vedeți, ce lipsă mare au ei. Când au în biserică, noi suntem în Comuniunea Sfinților. A spus părintele, ce-i biserica? Comuniunea Sfinților în Duhul Sfânt. Aceasta este o definiție extraordinară. Neavând lucrul acesta într-o catedrală mare, poți să învârți un tir prin mijlocul ei. Foarte mare, în stil neogotic. Neogotic, frumoasă catedrală extraordinară. Veneau la slujbă până în 30-40 de oameni câteodată. Era sigur, mai în față primele bănci acolo. Dar neavând icoana Mântuitorului, icoana Maicii Domnului, intrai acolo în ceva rece, așa ca într-un mormânt, și atunci... Au mutat altarul, pentru că oamenii din el se uiteau mai la ușă, cum stau oamenii în biserică. Și ca să iai mai aproape, au mutat masa altarului, au pus-o la altă masă altarului, în mijlocul bisericii, ca să iai mai aproape. Că era biserica foarte mare, stătea câțiva oameni deschiți în spate. Și de-a slujit, masa e din mijloc, nu pe masa din absidă. Vă spun aceasta nu criticându-i sau nu judecându-i, dar
e vorba de o experiență duhovnicească. Și acolo, neavând icoana Mântuitorului, au pus de-a dreapta și de-a stânga, că erau niște apside laterale foarte frumoase, au pus două picturi mari, de 10 metri înălțime. Adam și Eva, îmbrăcați în pielea goală. Și au spus, asta este artă. Măi, îi spuneam lui, preotul. Măi, dar nu-i bine să pui aici, Gheorghe, măi, Gheorghe. Dar nu se poate aici, uite, este altarul. Trebuie să ne închinăm. Cum să te închini tu aici, așa, când ai în fața ta două portrete, bărbați și femei, în pielea goală? Dar vă dați seama, 10 metri înălțime. Și el spunea, nu, este artă, noi respectăm arta cu tare, nu știu ce, zic, dar ce spun credincioșii, că din ce veneau mai puțin? Acum, sigur, îi spuneam lui Evelin, Dumnezeu să o ierte, măi, Evelin, spune, măi, la bărbatul, că ăsta nu-i sănătos la cap, cum poți să pun așa ceva în altar aici? Dar asta este eroare, în fapt, al altarul are, dar în toată la biserică expoziții de artă, toate erau... În biserică, însă, pe sub de biserică, bolți, de jur, de sub bolți, pe partea de altă, era tot expoziții de artă. Era expoziții de artă, deci, sculptură de data aceasta, sculptură în marmură sau în... de asta... în aramă. Credeau că dau importanță bisericii făcând un fel de muzeu. Un muzeu, expoziții de artă. Și acolo erau tot așa, știu eu, nuduri, bărbați și femei. În dreapta și în stânga, biserică, în biserică. Și acum noi, ca să-i luăm puțin, spuneam, măi, Evelin, ăsta ce sfânt e? Ca să mă închin, măi, ca să spun, noi când intrăm în biserică, ne închinăm la o sfântă. Ce sfânt e asta, măi? Ea a râs întâi, dar pe urmă și-a dat seama că treaba e mult mai serioasă din lucrurile duhovnicești, și-a întrebat de la voi cum este. Și încetul cu încetul i-am explicat, până a ajuns acolo încât ea s-a botezat ortodoxă. La Mănăstirea Râșca? La Mănăstirea Râșca. Părintele Mihail, la sfârșit, era atât de credincioasă încât se spovedea prin telefon. Ea la Parastase, părinților, aici. Dar se spovedea prin telefon. Și spunea, uite, am făcut păcatul, cu tare, ce fac eu acolo? Câte zile se postez, că era părintele meu, el era duhovnic cu ei. Și, până la urmă, deci ea a trăit ortodox, de ortodoxie, deci asta abortică. Pentru că și-a dat seama că tot ceea ce gândeau ei, de punct de vedere duhovnicesc, tot era fals, era doar o spoială, vedeți, a lucrării duhovnicești. Deci este atât de important, nu să dăm noi biserica după Domnul. Eu am cunoscut pe ea, să vedeți, eu eram la universitate la Leipzig, a fost într-o stadiu, fără și eram sponsor, aveam o bursă de la Diacon Șezdean, de la o instituție luterană. Și fiind sponsorizat de ei, am fost invitat la o sărbătoare, ori în biserica aceasta, la Ernst Dank Fest, la sărbătoarea roadelor. Ziua Recolte, cum se făcea la mine. Și am fost și eu la Ziua Recolte, și-au pregătit foarte mult sărbătoare. Au pregătit-o cu luni înainte, tot au pregătit-o. Și, în fine, nu mai spun cum a fost că... Dar ea iubea rog de români. Ea venea cu ajutoare în România, după Revoluția, cu ajutoare, că la Iași, pe aici ajutoare români. Și de asta i-au cunoscut când sunt români, cumva s-a apropiat de noi. Ei, după aceea a fost Părintele Ioan într-un stagiu la Leipzig și cum am cunoscut-o eu, Părintele Ioan, i-a impresionat-o foarte mult că noi eram foarte serioși, că eram cu Părintele Constantin, foarte serioși în viața duhovnicească, adică, Doamne, acum este sărbătoare, sărbătorim, acum este post, postim, acum este timp de rugăciune, mergem la rugăciune și așa mai departe. Și mi-a impresionat lucrul acesta. Încât a dorit să știi... Venea la noi la slujbă și ziceam, noi n-am venit nimic. Noi n-am așa, spunea să răvorbă ei. Noi n-am venit nimic. Ce frumos e, ce frumos. Da, ce frumos e, doamne. Ce frumos e, doamne. Tot așa spune, ce frumos e, doamne. Ce slujbe frumoase, ce rugăciune frumoase. A învățat românește. Pentru că dorea să guste mai mult slujba. Să o înțeleagă ea în limba română. De ce vă spun,
să păstrăm Duhul acesta care este atât de important. Așa de grozav este Duhul acesta al smereniei, chiar dacă este o adunare mare. Să facem din adunarea aceea să fie Duhul părinților, Duhul părinților noștri, a celor care au fost înainte. Spunea părintele despre fratele Vasile cel mic, când a venit din pușcărie. Fratele Arcade, tot așa, când a venit la pușcărie, au trecut întâi pe aici. Da, ce oameni! Vedeți pomenirea morților. În una din intervențiile... În revoluțiile prime, spre ce e fratele Morud a fost un om care iradia Sfințenie. Toată ființa lui, din toată purtarea lui. Fratele Morud era soclul fratelui Arcade. De fratele Arcade, cred că ați auzit mulți. Da. L-ați cunoscut. Iar soclul lui, cred că el a fost prima dată întâi în oaste și după aceea a venit și Arcade. Fratele Morud se termina adunarea, toți se susculau, se termina adunarea, susculau, plecau sau mai vorbeau prin Andreu, pe curte. El rămânea singur pe laiță, nu niciodată, în camere pe laiță și dacă nu mai era bine mergea, el cânta sigur. O cântare și cânta ușor, dar până la capăt, nu cânta numai o două verzi, o luă cântare și cânta până la capăt. După ce termina cântarea, mai începea una și mai cânta una. Nu se dea dat dus. Asta era fratele Morud. Deci era un om care trăia, era cu inima în cer, așa, deosebit. Deci, ca fratele Morud, fiecare frate mare era în felul lui deosebit. Dar el n-avea pereche. Ca el mai era mai tânăr, că el fratele Cosic Plăzar. Și a fratele Scuzar, mare. O frate foarte mare, o mare Dumnezeu și mare. În una din intervențiile părinților Vasile, am văzut pe YouTube, era o conferință ceva, și tema era Iisus Hristos Mântuitorul. Tema acestei conferințe. Și într-una din întrebări, de cineva a întrebat ce este biserica, exact ce este biserica. Ce reprezintă biserica? Și Părintele a răspuns atunci un lucru extraordinar. Și a spus despre comuniunea Sfinților în Duhul Sfânt, dar nu este comuniunea Sfinților care sunt într-o biserică, celor vii sau pe pământul acela, ci este comuniunea tuturor Sfinților, și a celor vii și a celor morți. Și spunea Părintele atunci, mi-a rămas aceasta în minte și în inimă, spunea săracii protestanți și neoprotestanți. Ei au înjumătățit biserica. Ei nu mai sunt în comuniunea tuturor Sfinților, pentru că n-au pomenirea morților. Nu pomenesc pe morților. Nu intră în rugăciune și în convorbire duhovnicească. Spunea Părintele, noi vorbim cu Sfinții. Le spunem Sfinților, dar ne și rugăm lor ca să ne ajute. Și ne ajută. Mă întreba săptămâna trecută, acum două săptămâni, cred că era cineva din Germania și din Elveția, două persoane care au venit și au rămas o săptămână pe la noi. Și i-am dus în multe părți. Am ajuns la Siestria Râșcăi și după aceea la Iași. Siestria Râșcăi. O mănăstire nouă, la 7 km de Râșcă, a fost sfințită acum. Da, nu veni să trecută. Mâine sunt două săptămâni. Nu, săptămâni. Acum, duminica trecută. Și au fost, cred că, vreo 15.000 de oameni acolo. La sfințire. Dar nu aceasta este important. Important este că acești oameni care sunt, erau luterani, oameni de bună credință, doreau să cunoască cât mai mult din credința noastră. Când au văzut la Siestria Râșcăi, ce s-a putut face acolo? Ce frumusețe! Într-o slavă lui Dumnezeu, tot. În curs de câțiva ani. În câțiva ani. I-a spus, nu se poate, nu se poate așa ceva. Cum puteți voi să faceți? Sunteți săraci. Cum faceți asta? De unde? Și noi am spus, atunci am zis, știți ceva? Românii săraci. Dar din ceea ce au ei, pun ceva și pentru Dumnezeu. Pun ceva și pentru Dumnezeu. Adică nu se... Frații vor sta și se protestantizează, au tot mai puțin pentru Dumnezeu. Mai cumpără foaia, mai cumpără cărți,
pe măsură ce intră Duhul Protestant în ei, mă... Și știți când apare autosuficiența? Ai destul ce știu eu. Nu mai trebuie să citesc din cărțile părinților, a Sfinților Părinți. E destul ce știu eu, ce m-a spus și celălalt, e destul. Autosuficiență. Această autosuficiență este cel mai periculos lucru. Când se pare că le știi pe toate. Dar, sigur, de fiecare dată, noi la fiecare pas ne dăm seama că sunt lucruri care nu le știm. Și atunci răspunsul avem în aceste învățături ale părinților, ale bisericii. Pentru că nu înseamnă că dacă nu ai tu răspuns la ceva, înseamnă că nu există răspuns. Ci dacă nu avem răspunsul noi, în capul nostru, mintea noastră, poate dar cei apropiați de noi găsim sigur, nu există nicio întrebare fără răspuns în Sfânta Scriptură și în cărțile părinților. Peste tot găsim. De aceea spuneam, este atât de important ca biserica să fie întreagă. Să nu înlocuim ceva din biserică. În momentul când înlocuim din biserică, noi rămânem săraci. Ioan, avem frații ostași care nu au parastat. Cei care au probleme cu Sibiu nu au parastat. Deci, ai rupt biserica în două. Deci tu nu mai ai toată comunirea Sfinților. Noi ne amintim acum de atâtea personalități ale bisericii și ale voastre, care au fost, care le-am cunoscut, Duhul lor, trăirea lor, frumusețea trăirii lor. Dar nu numai că îi pomenim, ne rugăm pentru ei. Pentru că suntem în Duh de rugăciune, ei se roagă pentru noi. Noi pentru ei, că asta este biserica. Ei fac ce au învățat în viața asta. Noi dincolo facem ceea ce am învățat aici. Sfinții au învățat să se roage și continuă să se roage. S-au rugat și se roagă și pentru noi. Și se roagă continuă pentru noi. Asta fac Sfinții, asta am învățat. Și noi dacă învățăm asta, nu înseamnă că uităm când murim. Gata, am vrut-o. Dar când ne rugăm pentru cei morți, când îi pomenim cu evlavie, cu dragoste, și pe cei care poate au căzut în anumite păcate, când ne rugăm pentru ei, oare greșim? Dar dacă i-am judecat, oare n-am face mai bine? Să-i judecăm, sunt niște ticăloși, au murit, așa, așa. Oare cum este mai bine? Să ne rugăm sau să-i judecăm? Nu ne punem cumva în locul Mântuitorului, care este singurul judecător? Dar cum la Sfânta Parascheva era în lumea cu sute de mii de oameni la Sfânta Parascheva și a apărut pe YouTube un sectar care predica împotrivă. Undeva, nu lua nimeni seama, omul trecea pe lângă el, de tot zicea că Hristos, că noi uităm de Hristos, că îi pune pe Sfinții Rei, nu știu ce, tot avea el. Și m-au întrebat problemele lui săracul. Asta spune, m-au întrebat nemții aceștia, ci că am văzut, nu anul acesta, ci că am văzut anul trecut o coadă foarte mare, deci un rând foarte mare la să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Ce înseamnă aceea să stea omul 15-16 ore să se închine la Sfânta Parascheva? Zic, dar l-am întrebat. Ai văzut vouă unul supărat în traseul acesta? Măcar un om supărat? Și când am văzut, toți erau veseli. Păi de ce erau veseli, trebuie? Pentru că aveau conștiința că ajung să se apropie de un sfânt al nostru. A mers înainte. Așa a putut ea. Și a mers, a plecat dimineața cu un autobuz și a sunt seara la 6:30 la Stavrativa. Și a făcut planul foarte bine. Și a spus, dimineața vin înapoi cu altul autobuz, la Gărșa Pinească. Și a stat ea, au trecut numai 5 ore. Nu era încă chiar în sărbătoare. Și eu ajuns și a fost foarte bucurat și ce fac rezolvă? Mai stau o dată la coază. Și a stat încă o dată la coază. Și a venit și atât de fericită și a spus de ce am simțit comunia Sfântului Pașa. Când am atins-o, când am pus pruntea pe mâna ei, când am simțit-o prezentă, am simțit-o acolo și o creșoasă foarte serioasă. Serioasă în toate, când a fost o femeie cu minte, a fost directorul la direcția muncii în Sibiu, femeie cu minte și merge la biserică, sigur. Dar asta și a stat a doua oară la coadă ca să prindă. Zic, cum să folosesc jumătate de noapte dacă am ce să fac în coadă? Și de două ori a stat la coadă și a venit, a doua zi a plecat cu autobuzul de la ea și a ajuns în seara la Sibiu. Da, și toți au venit cu mare bucurie, într-adevăr. Vă spuneam de oamenii ce și zic că ai văzut vreunul supărat. Nu. Pe toți cei că am văzut bucuroși. Iar când ieșeau, după ce s-au închinat, parcă zburau, parcă trebuie să-l tau, că nu pot să-mi explic ce se întâmplă la voi acolo. Zic, este bucuria care ți-o poate aduce un sfânt în viața ta. Este bucuria întâlnirii cu Hristos. Este întreba cineva, ce că la ce stau oamenii ăștia la rând aici? Ce că este un rând spre veșnicie, spre bucuria cerului.
răspund eu. Un rând spre bucuria cerului. Ne-am pus în rând ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Sigur, nu poți să treci apă cei care... Toți îți curg cărțica de rugăciune. Sau cu telefonul, cum aveți aici cântați, sigur, cântări de... Așa că în telefon există toate rugăciunile, depinde de telefon ce cauți. Da, este, deci, bucuria aceasta a unității între biserică și oastea Domnului. Trebuie să avem mare grijă. Nu cumva să înlocuim, de exemplu, Sfânta Liturghie de dimineață, nu mai ajungă să... Mai mulți, că... Au slujbe, slujbulițe, ei au trebuiosul, așa, disprețuitor. Slujbe, slujbulițe, adică au umplut timpul, tot timpul și nu mai rog pentru altceva, asta era ideea. Dar modul în care se exprima disprețuitor, dacă înlocui Sfânta Liturghie și te, nu-ți faci timp pentru Sfânta Liturghie, numai pentru adunarea mai de după masă, atunci înseamnă că tu nu numai că ai pierdut esențial. Pentru că mergi acolo, când două, trei cântări, așa s-au gândit protestanții. Vedeți, când s-a pornit în Duhul acesta protestant împotriva Bisericii Catolice, nu? Luther ce-a gândit? Nu este bine așa, ce e liturghie și așa. Este întâlnirea obștii creștine cu tare, cântăm două, trei cântări, le punem acolo, avem un panou, scriem cântare cu tare, cântare cu tare, cântare cu tare, și predica pastorului și gata, mergem acasă. Și au înlocuit liturghia. O dat liturghia de pare. Ați fost vreodată să vedeți câți credincioși mai au ei în biserică? Ce interes mai există pentru biserică? În fiecare an, sute de mii. Biserica sute de mii. Dinăuntru, fiți atenți, din afară. Și oastea Domnului, cei care vor să o distrugă, nu e din afară, e dinăuntru. Biserica catolică și protestantă, că de fapt protestantismul a început numai cu Luther. Protestantismul a început prin tot ce a făcut Biserica catolică, toată secularizarea ei din Devul Mediu ce a făcut. Deci tot el a fost pregătit de catolicism, de scolasticism, mai ales, înaintea lui Luther. Luther a mai tras concluzie. Dacă nu l-ai pe Hristos Euharist, să te împărtășești de El. Să te apropii de Sfântul Potir cu smerenie, cu dragoste, cu acel fior, un fior sfânt. Îți dai seama că ești nevrednic. Totdeauna scotind, suntem nevrednici când ne apropiem de trupul sângele Domnului. Dacă nu ai acest lucru, faptul că asculți pe un frate, tu vei cânta o cântare sau ceva, nu te mișcă mai departe. O să vezi că încetul cu încetul, evlavia ta tot va fi mai puțină. Tot mai puțină, tot mai puțină. Și în istorie privind, avem experiența lor. La 500 de ani după începutul protestantismului, când era tot așa un avânt foarte mare, ce s-a ales de ei săraci? Nu mai au. Și acum se pune problema în țările acestea occidentale, la noi, vedeți? Bine din urmă, foarte tare, e un sectarism în acesta. Dar la ei, nu ne înseamnă nici pe nimeni un sectar. Nici baptiști, nici evangheliști, nici nimic. Nu mai sunt băgați în seamă. Pentru că au stricat mesajul creștin. Ei încearcă să dea biserica, chiar și neoprotestanții, să dea biserica după lume. Aici trebuie să fim foarte, foarte atenți. Să creștem. Deci pe tine, în Duhul acesta... Păcatului, au ajuns să primească păcatul integral. Nu se mai pune. Deci, avortul e avort, divorțul, divorț, destinarea, nu mai condamnă. Ori când o biserică socotește răul, bine și bine rău, e pierdut. Nu mai e biserică. De aceea vă spuneam că avem mare bucurie că ne-am întâlnit în Duhul acesta al părinților și seara aceasta am simțit acest Duh al părinților. Ați început chiar prima predică cu gândul că trebuie să fim mulțumitori înaintașilor. Să aducem acest prinos de mulțumire celor care ne-au crescut, ne-au învățat, ne-au format și știm că ei ne-au format să fim niște oameni în Biserică lui Hristos. Să nu fim în afara Bisericii lui Hristos. Și îndemnul nostru din seara aceasta este ca nu numai să ne amintim de cei care au fost înaintea noastră, ci să le mulțumim, să ne rugăm pentru ei și să avem în Duhul acesta. A spus că a rămas la conferința aceea Părintelui, faptul că Biserica fără
omenirea morților, fără să aibă rugăciuni pentru morți, așa e, de fapt, s-a înjumătățit. Și după aceea, ei se mai înjumătățesc când începe să judecă pe ceilalți, că celălalt e mai păcătos ca mine, că celălalt e mai rău ca mine, mulțumesc lui Dumnezeu că m-ai scos din lume. Păi eu sunt în lume. Sunt în lume pentru că săvârșesc păcatul lumii. De aceea trebuie să fim foarte atenți, să avem Duhul acesta smerit, în care să-L avem pe Hristos, care să fie fundamentul credinței noastre, pe Sfinți, pe Maica Domnului și pe ceilalți Sfinți, în bucuria aceasta a faptului că suntem noi în comuniune cu ei. Noi vă mulțumim foarte mult că ați venit în seara aceasta. Ne-ați făcut mare bucurie și sunt convins că cea mai mare bucurie ați făcut-o celor pe care îi pomenim în seara aceasta. Dumnezeu să vă dea bucurie și binecuvântare. Slăviți să fie Dumnezeu!